Da, și aș, aș vrea să spun că visul oricărei români este să muncească puțin pe bani Put, mulți, e, așa ar fi. E, na. Visul... Sper să ni se potrivească cel puțin la Zodii. Tu ești vărsător, nu? Eu sunt vărsător. Eu sunt aur, sperăm să avem vești bune din partea Ca astrelor. Ca de luni. Ca de luni. Aduse, bineînțeles, veștile de rose. Haideți să ascultăm. Bună dimineața. Începem săptămâna cu un aspect deosebit. Mercur face triplă cuadratură cu Pluton, Jupiter și Saturn. Asta înseamnă că trebuie să fim flexibili și înțelegători pentru că tindem să devenim impunători în împărtășirea ideilor noastre. Berbecii au multă energie și pot rezolva chestiuni legate de bani, acte, documente, în special cele pe care le-ați tot amânat. Nativii tauri sunt confuzi în privința relațiilor și mai ales a celor de iubire. Aveți dubii și sunteți nesiguri pe deciziile voastre. Recomandarea astrelor este să vă relaxați și să nu vă grăbiți în alegeri. Gemenii au de luat și ei decizii, însă privind semnarea unor acte legate de vânzări sau achiziții. Dar trebuie să apelați și la răbdare, pentru că s-ar putea să interacționați cu oameni încăpățânați. Nativii RAC sunt foarte bine susținuți în relațiile cu șefii, iar astăzi veți rezolva o situație tare încălcită, așa că mulți spor. Cineva este posibil să vrea să-i denigreze pe lei, dar le veți face față cu brio și mai mult de atât cei din jur vă vor da o dreptate. Comunicarea este punctul foarte al fecioarelor, indiferent dacă negociază sau pur și simplu poartă un dialog. Dar mare atenție, abțineți-vă de la achiziții, vânzări sau semnări de contracte. Dacă cineva caută ceartă, balanțele sunt mediatorii perfecți. Abilitățile voastre de negociere vor rezolva situațiile tensionate. Astăzi, în special, femeile scorpion sunt avantajate. Asocierile care, vesc, care se ivesc nu ar trebui să le ratați, iar cei care vă căutați un loc de muncă este ziua potrivită. Săgetătorii vor fi loviți de inspirație și vor reuși să obțină bani din orice idee de afaceri. Cei care primiți o ofertă de job de nerefuzat, ar fi bine să cântăriți lucrurile și să nu vă grăbiți cu un răspuns. Capricornii trebuie să fie și ei flexibili și să dea dovadă de înțelegere. Aveți noroc dacă plănuiți călătorii scurte, dar și dacă vreți să achiziționați produse electronice. Deciziile privind o relație sau o casă, locuință, ar trebui să mai aștepte în cazul vărsătorilor. În schimb, sunteți foarte bine susținuți pe zona de studiu pentru că informațiile acumulate vor fi de folos pe viitor. Iar nativii pești sunt plini de creativitate și le merge excelent în dragoste. Însă portofelul țineți-l închis sau mai bine ascundeți-l undeva. Acestea au fost previziunile astrale pentru moment. Nu uitați, Mercur vine la pachet cu rugămintea să avem grijă cum comunicăm cu cei din jur.